Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Meditație pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri, chiar de la copii. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi stau de vorbă cu Melina, care are aproape șase ani, despre ce vrea să facă atunci când va fi mare. Mamă, mi-ai tras un picior peste picior de cred că mi-ai scos piciorul din funcțiune. Vă le leu ce forță ai! Cred că atunci când o să fi mare, vrei să te faci luptătoare! Nu, o să nu. mă fac dentist. Dentistă vrei să te faci? Uh, adică, deci... stomatolog. Stomatolog, nu dentist, scuza-mă. De ce stomatolog, Melina? Pentru că îmi place să mă uit la dinții oamenilor și să rezolv lucruri de la oameni. Da, e foarte important. Dar explică-mi tu mie cum o să faci astfel încât oamenilor să nu mai le fie frică să vină la stomatolog. Știi că foarte mulți oameni au această frică. Cum o să o rezolvi tu? Uh, o să le zic că sunt... o să am grijă și că o să fiu bună cu ei și că o să nu o să-i doară. Asta o să le zic. Foarte frumos. Uite, o la să la fiu, la fiu la blândă. Da, e, e, foarte bine să încep de acum, de când ești mică, să-ți faci reclamă, ca oamenii până crești tu și devii stomatolog, să te cunoască, să-și dorească să vină la tine. Ia spune cum stai cu spălatul pe dinți. Îți place? Cel mai mult! Cel mai mult? Uite, vezi, de asta sunt oameni diferiți, pentru că știi cât de mult îmi place mie să mă spăl pe dinți? Cel mai puțin! Nu-mi place aproape deloc. Trebuie să o fac, și mă spăl de două ori pe zi, dar. Eu mă spăl de trei ori pe zi. De trei ori? Adică mă spăl dimineața, da. mă spăl uh, la prânz și seara. Deci îmi recomand și mie să mă spăl mai degrabă de trei ori, nu? După fiecare masă sau cum să mă spăl? După fiecare masă. Ok. Bun. Și în afară de stomatolog ce am mai vrea să fii când o să fii mare? Um, cosmonaut. Foarte interesant. Și mie mi-ar plăcea să fiu cosmonaut, mi-aș fi dorit când eram mic, mă gândeam să mă fac pilot, dar uite că nu mi-a ieșit, dar îmi place să zbor foarte mult, îți place să zbori? Da, vreau să merg cu avionul și voi merge... Bravo, unde? În, în, în Olanda, în cel mai mare parc. De distracții? Olanda. Wow! Da. Cred că o să-ți placă foarte, foarte tare acolo, nu? Da. Te dai în toate... Lucrurile. Tiribombele alea de acolo? Și... și la roata mare e foarte frumos. Adică, eu tiri bomba, uh -huh. sunt mașinuțe bușitoare uh -huh. sunt niște mașinuțe pe apă cu Ariel. Uh -huh. um, saltelele, mai... știi saltelele? Îți plac saltelele? Care? Sunt acolo, sunt niște saltele pe care poți să sari Trambuline. Trambuline, scuză, -mă, nu saltele, trambuline, da. Îți plac? Da. Uh -huh. Și mai acolo un vârtitoare, uh -huh. care e pen, pentru copii care sunt foarte mare ca, să, ca, cei, mici, ca cei mici pot să vomite. Mm -hmm. Știi ce-i place lui Marca al meu cel mai tare la acolo la rata Mare? Ce? Terenul de basket. Știi terenul de basket de lângă? E un teren acolo de basket de lângă și acolo îi place să se ducă să se uh, joace în el. Uh, nu fotbal? Și e și de fotbal și de basket. Cel mai mult mie îmi place să mă dau în tiri bombă și în mașinuțele bușitoare. Și când o să fiu foarte mai mare, da, foarte la șase ani, da. o să merg singură cu mașinile alea. Wow, cred că de Și pot să o conduc. Pot să o conduc singură, singură. E Deja ca... poți să conduci? Singură, Fe singură. Felicitări. Și nu mă abusez cu nimeni. Înseamnă că ești un conducător auto foarte priceput. Da. Dar hai să vedem, când o să fii foarte mai mare, mai mare de șase ani, și o să fii stomatolog, cosmonaut și mai e ceva care ai vrea să ți-ai dorit să fii? De exemplu, ți-ar plăcea să lucrezi la radio? Da, cel mai mult. De ce ți-ar plăcea să lucrezi la radio? Pentru că îmi place să vorbesc cu copii. Da, asta e și mie îmi place foarte tare să vorbesc cu copii, să știi. Fac aceste emisiuni cu tine și cu alți copii și mi se par extrem de interesante pentru că uneori, ca adult, dacă stai să asculti copiii, poți să spun niște lucruri mult mai frumoase și mai interesante decât adulții. Tu nu cu crezi că ar dată? Da. Tu nu crezi că adulții ar trebui să asculte mai mult de copii? Mai mult copii trebuie să asculte de oamenii mari, dar și oamenii mari ascultă câteodată de copii, pentru că copiii câteodată dau idei bune. Da, mie mi se pare că de foarte multe ori copiii dau idei bune și ar trebui ca adulții să asculte mai degrabă, dar de ce zici tu că ar trebui e mai important ca cei mici să asculte de adulți? Pentru că știu da. mult mai bine decât copiii, pentru că ei au crescut și i-au învățat copii, părinții lor. Așa este. Au mai multă experiență. Da. Bun. Deci, ca să recapitulăm, Melina, acum la final, te vei face stomatolog, cosmonaut, om de radio. Mai avem ceva? Nu. No. Nu. No. Felicitări. Președintele țării, vrei să te faci? Sigur că nu. Sigur. De ce? Pentru că trebuie să, să stau toată, toată și toată ziua la birou, la un birou de acolo. Și o să mă încălzesc. Așa e. Plus că cine vrea să stă toată ziua la birou când poți să te joci toată ziua, nu? Timp da. Da. de distractiv să te joci? Da. Așa este. Îți mulțumesc foarte Mi-ar plăcea să fiu un învățător de not și să fiu un învățător de uh, tenis. Wow, deci o să faci foarte multe lucruri când o să fii mare. Da. Mă bucur pentru tine. Sper să-ți se îndeplinească toate dorințele. Îți mulțumesc foarte frumos pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, haideți să ascultăm mai mult pe copii. Avem foarte multe de învățat de la ei. Până data viitoare, nu uitați să le spuneți în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa! pa!